Biserica Ortodoxă s-a aflat în duminica a 29-a după Rusalii. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre Evanghelia în care se relatează minunea vindecării celor 10 leproși. Evanghelia de astăzi ne îndeamnă ca în fiecare clipă a vieții noastre să ne exprimăm recunoștința față de Dumnezeu, de la care ne vine tot binele. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Sigur că este natural să mulțumim pentru toate bunătățile și darurile pe care le primim. Însă cine este sporit duhovnicește, cine a primit harul lui Dumnezeu și darul înțelegerii planului lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi, mulțumește pentru toate, nu doar pentru cele bune. Mulțumește și pentru ispite, și pentru lipsuri, și pentru încercări, și pentru boli, văzând în toate acestea semne ale cercetării noastre de către Dumnezeu și semne ale iubirii sale, care dorește să ne vadă întăriți în credința și în nădejdea noastră în Dumnezeu. Preasfinția sa a arătat cum s-a manifestat sentimentul de recunoștință al românilor în momentele importante din istorie. Acum aproape 100 de ani, când din mila lui Dumnezeu, în 1918, pentru prima oară s-a realizat unirea tuturor românilor, aproape când nimeni nu se aștepta. Iată că printr-o minune s-a săvârșit unitatea tuturor românilor într-o țară mare. Și atunci strămoșii noștri, primul imbold care l-au avut ca urmare a acestui mare dar primit, a fost dorința de a înălța o catedrală națională, o catedrală a mântuirii neamului din necazurile pe care le-a întâmpinat de-a lungul istoriei. Și iată că în zilele noastre, generația noastră s-a învrednicit să vadă acest vis al recunoștinței poporului român față de Dumnezeu cel milostiv, dar și față de mulțimea eroilor care s-au jertfit pentru valorile fundamentale ale neamului nostru, iubirea de glie, iubirea de dreapta credință și așa mai departe, să se concretizeze în această catedrală închinată ca un imn de recunoștință lui Dumnezeu cel atotputernic și milostiv. Credincioșii s-au închinat ca de fiecare dată la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, și la cele ale Sfinților Împărați Constantin și Elena.